Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi ne ju vom juca niște GTA, facem niște curse. Voiam să filmez pe OG Land, pe serverul de Rage MP, dar din păcate este închis serverul la ora actuală când filmez eu și așa că am hotărât să filmez niște curse pe GTA rapide așa. Să vedeți Pro Racer-ul. Am luat Bugatti-ul. Ia să vedem. Let's go. Hai că-i fac pe fraieri. Dar de unde? Că mă iau toți, văd. Că Bugatti-ul ăsta nu prea bagă viteză. Opa, opa, dă-te, dă-te. Mamă! Ferească Dumnezeu! Stați, bă! Am ratat și checkpoint-ul din cauza lor. Și sunt pe ultimul loc. Aba, nu. Aia care se bușesc în spate, n-au nicio treabă. Să dau puțin rapid mai încet. Așa. Mă urmăresc oamenii mei. Sunt pe 16 din 18. Hai că mă mențin pe un loc foarte bun. Mamă, ușor, ușor. Că a fost un bug ceva cu un NPC să dau peste el. Că a sărit ceva bulion pe acolo. Îi claxonez un pic să-i intimidez. Du-te, bă. Uite țăranul, uite țăranul. Vine ăla din spate, puternic. Hai, rapid. Motor. 14 din 18 și eram la 16 din 18, deci mă mențin destul de bine. Intrec și pe aia din față. Imediat să-i ajung, dar nu prind nici ketchup, nimic nu prind. Și vine la puternic din spate. Praf m-am făcut, că eram atent la ăla din spate. Dar e nașpa că e pe ploaie și cam patinează mașina, dar în rest e tot ok. Dreapta, ca să nu greșim iar drumul. Ușor pe aici să nu dăm rampa aia. Mamă, vin aia puternic din spate. Mâine s-ar putea să fac un live pe OG Land, dar vom vedea. M-am dus. Mamă, așa e bubuit asta. O să fac pe GTA, pe OG Land, pe Rage MP, o să fac o să fac un live stream. Vom vedea. Nu știu pe la ce oră încă, dar voi face. După ce o să apară, oricum, cred că după ce o să apară videoclipul de mâine sau nu știu. S-ar putea să iau DNF. Măcar să-l întreb pe fraierul ăsta.
Păzeacă vine, păzeacă vine și are viteză mare. Păzeacă vine, păzeacă vine și are viteză mare. L-am luat. L-am luat și nu iau nici DNF. Și treci, termin și pe 13. M-am dus. Prima cursă încheiată cu succes. Și a durat 4 minute sau ceva de genul. A venit și ăsta cu cetinitorul. Ăsta arată ceva ce nu trebuie să vedeți voi sau să băgați în seamă. Da, a fost ok și cursa, dar vreau una mai șmecheră, de aia cu sărituri, cu toate nebunile, de aia stunt. Uite, de exemplu asta. Și văd că toată lumea votează după mine. Ia să vedem ce o să iasă în cursa asta mișto. Ne urcăm cu mașinile pe clădiri sau ce facem? Adică deja îi dă drumul la cursă hostul nostru. Vedem ce mașină să alegem, una care să fie bună pentru cățărat, dar cred că tot pe asta o iau. Ready. Hai că pun 1000 pe mine. Deși cred că-i pierd, dar în fine. Mamă, cum arată. Ăsta are corp de femeie cu cap de bărbat. E de la... Hai că a început cursa. Efectiv, traficul din București. What the fuck a fost bugul ăsta de nu... Nu s-a văzut numărătoarea inversă. Hop. Dădeți-vă. Dădeți-vă un pic, mamă, praf s-au făcut ăștia. Trebuie mai bine să se facă non-contact, dar aia e data viitoare. Ăla o să creadă că l-am trollat, dar nu. Vreau doar să intru pe acolo. Mamă! Mamă, și asta s-a făcut praf, dar l-am ajutat ca să nu se facă de tot praf. Mă duc repede după el. Mamă, ăsta de unde a apărut? Și îmi dă în fund. Vreau să-l fac praf, să-l arunc de pe pistă. Aici recunosc greșeala, l-am trollat. Dar a meritat-o meu, că era să mă blocheze acolo. După ce era să-l arunc de pe pistă, dar nu mai contează. Unde-i, mă? A, uite-l. Abia să vede care e mașina neagră. Uite-l. Mă scuzi. Ciao. Mamă, concurez cu ăsta aici, 1v1, pentru locul 1. Dar l-întrec. Cred că l-întrec.
Am trecut. Sunt pe primul loc. Trebuie să mă concentrez să termin cursa pe primul loc. Hai, rapid, rapid, rapid. Oameni în spatele meu încă și cred că prinde ketchup. Și de-abia de-abia al doilea lap din 3. Pe asta l-am început acum al doilea lap. Și mi respiră în ceafă ăla. Trebuie să mă concentrez să conduc cum trebuie. Ca să nu fac vreo boroboață. Nu, 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 nu. Ah, ce credeam că ratez intrarea de la tunel. Mamă, 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 mamă. M-a luat amețeala. Cât că l-am pierdut. Nu uită-l. Vine. Vine cu viteză. Pot. Pot termina pe primul loc. Haide, haide, haide. Opa, opa, opa. Cam fuge spatele. Mamă, și m-a încetinit aici. De m-a nenorocit. Dar nu-l văd în spate, e bine. Haide, 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 să nu se apropie ăla de mine. Eu încă sunt pe primul loc, încă sunt pe primul loc. Scuzați că nu prea zic nimic, dar mă cam concentrez, că văd că sunt pe primul loc și vreau să și termin așa. Nu a ieșit. Hai că am condus bine până acum, până să dau un parapetele astea și să zgâri. Repede, repede, repede. Ultimul lap. Lap 3 din 3. Dacă o țin tot așa e bine, că văd că l-am pierdut pe ăla în spatele meu. Aba nu vine și el. Uite și tu trollerii. Ce ți-vă-ți bă de aici? Uite și tu la ei. Le dau report, le dau report, nu că le dau report. Săranii, bă. Nu, dar l-întrec, l-întrec, l-întrec. Bă, dar prin troller peste tot, bă, în toate jocurile, incredibil așa ceva. Trebuie el să greșească cumva. Haide, 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 că pot, 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 pot. Încă pot să-l întrec. Come on! Aia.
capot, în capot, în capot, în capot. Haide, 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 haide. Hai mașiniță. Hai Bugatti, hai Bugatti. Pot, 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 pot. S-a făcut praf, s-a făcut praf. E bine, e bine, e bine, e bine. S-a făcut praf. Haide! Na, asta e pentru că prietenii tăi m-au trolat. Asta e pentru că prietenii tăi m-au trolat. Victorie! L-am făcut pe fraier în ultima secundă. Bine, l-am bușit ca să-l fac, dar n-am avut ce să fac. Că ăia înfureau victoria proștii aia doi care... Trollerii aia doi care stăteau acolo și... mă așteptau. Cred că erau prieteni de-a lui sau ceva. Efectiv ca să troleze. Ăștia să bușesc aici. L-am bătut pe omul meu. Vreau să înjur aici. Oh, da. Da, bine, mă. Învingătorul. Și am luat și 1200 pe bet. A încercat Martin al meu să mă troleze, dar n-a reușit cu prietenii aia lui, aia doi, care... Că efectiv 100% erau prieteni, pentru că pe mine m-au tot împingeau și mă trolau și așa. Și Martin ăsta efectiv a trecut pe lângă. A trecut pe lângă... Hai că am scris și eu. I-am zis-o la fraier. Bun. I had the victory. Haide, ultima cursă. Sperăm să nu mai fie trollări. Chiar și cu prietenul lui trollări, eu am câștigat cursa, pentru că m-am răzbunat la final, dar asta este. Îmi asum, sunt asumat. Iau tot mașinița asta. Ce de asta pot avea? Ăsta. Tot 1000, dau bet. Let's go. Urați-mi baftă. Să câștig și cursa asta, să câștig 2 din 3. Da, sunt printre ultimele locuri, văd.
Ăsta are Ferrari. Ia uite, uite-l și tu pe ăsta. Vrea să troleze și s-a trolat singur. Mamă, praf s-au făcut ăștia. Mamă, mamă, mamă. M-am trecut pe lângă toți. Mă scuzi. Mă scuz, trec și eu pe bă, dar nu mă mai... Împinge, mă, te-n Doamne, iartă-mă. Împingi ca prostul. Man. A căzut, a căzut prostul. Iar încerca să mă troleze, s-a făcut praf. Hai măcar un loc bun să iau. Măcar pe podium, dacă nu se poate primul loc. Mă. Repede, repede, repede. Dreapta, perfect. Sunt băieți în spatele meu și vor să-mi facă felul, mai ales ăla cu Bugatti-ul negru. Mă. S-apropie de mine oamenii. O iau dreapta. Ăla ia tot dreapta. Deci da, vrea să-mi facă felul. Oh my god. Se apropie din ce în ce mai rău. Mamă, ce se apropie oamenii mei. Mamă, praf. Dă-te, bă. Mama, am pierdut locuri bune, mă. Hai că-l fac pe ăsta cu Ferrari-ul repede, că Bugatti-ul e mai bun decât Ferrari-ul, toată lumea știe asta. Bună aterizare. Nenea, băiatul cu Ferrari-ul nu-ți fac nimic, a promit. Nu, 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 dar nici tu nu mă trola. Hai să facem cursă frumoasă, nu intra în mine. Mamă, ce sprint a băgat dintr-o dată, cum s-a dus așa, cred că a prins ketchup de la mine. Mamă! Praf s-a făcut. Un drift așa frumos. Da, mă, băieții. Am avut și o victorie puțin jegoasă, dar am făcut-o pentru că oricum câștigam, dar m-au trollat băieții aia doi. Și am și scăpat de ei. Am intrat din plin în ei și ăla care încerca să mă bușească, am scăpat și de ăla. Și după l-am cam pus și pe ăla la final, am câștigat cam la mustață, dar oricum eu tot cred că erau prietenii lui și mă troleze să-l ajute pe ăsta să câștige, pentru că era prea pe față, adică ăia amândoi dădeau în mine în timp ce celălalt a trecut pe lângă mine. Efectiv, fără nicio jenă. În fine, cam atât o să fie și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați și un subscribe să vedeți ce mai postez și ne vedem data viitoare. Pa, vă pup!